Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Sunt Cătălin Ganera și vă prezint mijloace specifice pentru dezvoltarea forței, și anume forța dinamică segmentară. Tema se adresează clasei a 5-a, competenței generale numărul 2, și anume utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2-3, recunoașterea exercițiilor simple pentru dezvoltarea calităților motrice de bază. Capacitatea motrică cuprinde deprinderi motrice care pot fi de locomoție, manipulare și stabilitate, la care se adaugă calitățile motrice de bază, și anume viteza, îndemânarea sau capacități coordinative, forța și rezistența. Forța reprezintă posibilitatea organismului de a ridica, transporta, împinge, trage unele greutăți pe baza contracției musculare. Ea se poate dezvolta pe toată durata anului școlar. Locul în lecția de educație fizică este înainte de veriga, revenirea organismului după efort. Nu este recomandată planificarea dezvoltării forței în aceleași lecții cu dezvoltarea rezistenței. Formele de manifestare ale forței sunt forța maximă sau absolută, forța în regim de viteză sau explozivă și forța în regim de rezistență. Forța poate fi generală atunci când se referă la forța întregii musculaturi a corpului sau specială când se referă la forța anumitor grupe musculare solicitate de specificul disciplinei sportive. În clasa 5-a, dezvoltarea forței va urmări forța dinamică segmentară și forța dinamică segmentară în regim de rezistență. Forța dinamică segmentară în regim de rezistență reprezintă capacitatea musculaturii unor segmente ale corpului de a depune un efort de forță un timp cât mai îndelungat. La membrul superior distingem musculatura brațului, musculatura antebrațului și musculatura mâinii. La membrul inferior distingem musculatura coapsei, musculatura gambei și musculatura labei piciorului. În ceea ce privește trunchiul, putem distinge musculatura pieptului, musculatura abdomenului și musculatura spatelui. Forța dinamică segmentară în regim de rezistență. Una dintre metodele foarte eficiente pentru dezvoltarea acestei calități motrice este metoda lucrului în circuit. Pentru clasa a 5-a se pot folosi circuite formate din 4-6 exerciții sau ateliere, stații. Mijloacele pot fi efectuate în funcție de nivelul de pregătire al elevilor în mai multe variante. 20 de secunde sau 30 de secunde activitate, urmată de 30 de secunde pauză pentru schimbarea atelierului. Viteza de execuție medie, 1-2 minute pauză între serii și se pot executa 2-3 serii. În alcătuirea circuitelor se vor selecta exercițiile individuale cu parteneri, cu obiecte care au fost folosite în cadrul dezvoltării forței dinamice segmentare pentru membrele superioare, inferioare sau trunchi. Atenție! Nu se vor programa două ateliere succesive care vizează dezvoltarea forței musculaturii aceluiași segment.
La atelierul 1 putem lucra pentru musculatura spatelui. La atelierul 2 putem lucra pentru musculatura membrelor inferioare. La atelierul 3 putem lucra pentru musculatura membrelor superioare. La atelierul 4 putem lucra pentru musculatura abdomenului. La atelierul 5 putem lucra pentru musculatura membrelor inferioare. Și la atelierul 6 putem lucra pentru musculatura membrelor superioare. Materialele filmate au fost realizate la școala gimnazială cu clasele 1-8, numărul 1, Cernavodă, județul Constanța. Mulțumiri elevilor îndrumați de profesorul de educație fizică și sport, Daniel Băietu. Au fost folosite fotografii cu licență Creative Commons. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.